Bun găsit, dragi prieteni! Se aude? Dacă poate să dea cineva un feedback, dacă se vede, tot e în regulă? Mă bucur să mă aflu din nou în fața voastră. Astăzi vom vorbi despre un subiect care mie îmi place foarte mult, despre infecții și parazitoze. Haideți să începem cu infecțiile, o să vă povestesc întâi despre infecții și parazitoze și apoi vom intra și în programe să vedem ce putem face din punct de vedere al terapiilor. Ce sunt infecțiile? Deci, infecțiile sunt intruși care pot intra în organismul nostru, infecții de tip viral, virusuri, bacterii, ciuperci sau chiar și paraziți, care de fapt intră în interiorul organismului omului și boicotează și dau peste cap toate sistemele. Și atunci sigur că organismul nostru nu este fericit și declanșează toate programele lui de apărare, întreaga lui armată, practic sistemul nostru imunitar, care luptă în permanență pentru a ne proteja de orice intrus și de a-l elimina, dacă se poate, în cel mai scurt timp posibil cu putință. Însă ce favorizează dezvoltarea lor? În zilele noastre, stilul de viață este așa cum este, fiecare încearcă să facă ce este posibil mai bine pentru organismul lui, dar de multe ori avem impresia că facem bine și nu facem suficient de mult bine. Practic, ceea ce favorizează dezvoltarea agenților patogeni este stresul, care creează care practic ne scade sistemul imunitar foarte mult, dar cel mai mult stilul de viață. pH-ul scăzut practic este egal cu o acidoză crescută în organism. Ce crește acidoza? Consumul mare de făinoase, de zaharuri, de cafea, de tutun, de băuturi carbogazoase și, bineînțeles, și gradul foarte ridicat de toxicitate în organism. Atunci, de asemenea, când este hrana deficitară, când organismul trece prin condiții extreme de frig, de înfometare, de sete, atunci, de asemenea, sistemul imunitar poate lăsa garda jos. Dar de cele mai multe ori, dragii mei, este paradoxal și este foarte important să știți că atunci când organismul este foarte încărcat cu toxine, ca o metodă de autocurățare, pentru că oamenii nu prea au în educație și nu suntem învățați să facem perioade de post. Poate unii fac, unii nu fac. Înainte oamenii făceau mai des, dar omul modern, în ziua de azi, este așa un tabu să țină un post sau o zi, două pe săptămână în care să nu consume produse de origine animală sau posturi mai lungi, câteva săptămâni în perioada anului. Spre exemplu, animalele intră automat în perioade de post și detoxifiere. Dacă o să vă uitați pe anumite posturi, o să vedeți că multe animale sunt perioade în care consumă argilă, consumă anumite plante care le ajută la detoxifiere. Deci au acest mecanism natural de autocurățare, pentru că ei sunt mult mai conectați la corpul lor fizic față de om care este foarte
axat pe ce este în exteriorului. Este important să fim conectați și cu corpul nostru fizic, mentalul nostru, spiritul nostru, sufletul nostru, cu întreaga noastră ființă. Și ce credeți că se întâmplă? Chiar dacă noi nu facem post de bunăvoie, uneori omul este silit să facă post de nevoie. Și atunci când organismul este foarte intoxicat și sistemul limfatic este foarte încărcat, organismul lasă garda jos și invită o bacterie, un virus, care să producă niște inflamații și mucozități. Și ce credeți că se întâmplă atunci când omul este răcit? Spre exemplu, are o viroză, stă în repaus, stă acasă, se odihnește, se relaxează că nu are de ales, consumă multe lichide, nu prea poate să mănânce, mănâncă ușor supe, vegetale, sucuri, exact cum ar trebui să facă într-o perioadă de post și curățare. Și mai mult de atât, elimină mucus, foarte mult mucus, un litru de mucus pe zi. Și așa se curăță sistemul limfatic. Se elimină toate mucozitățile. Deci se elimină foarte mult mucus. De aceea este bine că în acea perioadă omul să se hidrateze foarte mult, pentru că se autocurăță. Deci este mai bine ca noi să facem o autocurățare, de să facem un program de detoxifiere, de parazitare înainte ca organismul să o facă fără voia noastră. Dacă facem, ideal ar fi două detoxifieri pe an, dar minim unul, deci minim, cel puțin un program de detoxifiere pe an. Eu întotdeauna asociez aceste programe de detoxifiere cu posturile creștine, deci un program îl țin în postul Paștelui și cel de-al doilea în postul Crăciunului, dar de foarte multe ori și perioada de vară la mine este tot un program de detoxifiere, pentru că profit de prezența fructelor și legumelor proaspete de sezon și vara îmi place să consum mai mult smoothie-uri pe bază de fructe, shake-uri proteice, ceaiuri, multe lichide, poate o masă pe zi. Și e minunat, dacă ar fi tot timpul vară, m-aș adapta foarte ușor. Chiar îmi place. Deci cam asta este treaba cu infecțiile virale. Ce favorizează de asemenea consumul de lactate? Atunci când omul este răcit, are o infecție bacteriană sau virală, este foarte important să nu consume făinoase și amidonoase. Paste, pâine, cartofi, lactate de orice fel. Poate consuma orez, orez integral, orez brun, legume, fructe, multe lichide. Deci este important să scoată din alimentație pe toată perioada infecției produsele făinoase și lactatele, pentru că cresc procesul inflamatoriu și de asemenea cresc și mucozitățile. Cu ce putem ajuta organismul în această perioadă? Cu antioxidanți. De foarte multe ori omul gândește să vină în atac împotriva inamicului, împotriva virusului, a bacteriei sau a ciupercii. Dar este mult mai bine și mai inteligent întâi să venim în sprijinul organismului nostru și să-l ajutăm să-și crească sistemul imunitar de apărare cu suplimente, cu sucuri proaspete de multe fructe și legume. În perioada asta este varza. Este un panaceu, la fel ca ceapa și usturoiul și ghimbirul. Deci suc de varză
cu morcovi, cu fructe, cu ce vă place, cu sfeclă, dar varza este foarte bună. Conține foarte multe vitamine, sulfuri, are efect foarte bun de detoxifiere și curățarea ficatului și scoate și metale grele și mercur. E minunată varza. Chiar în sezonul rece prefer o varză murată decât roșii și castraveți de seară. Chiar nu-mi place gustul absolut deloc. Prefer o varză salată de varză murată cu și ca să nu fie foarte serată, amestec cu țelină proaspătă, rasă și morcov, ca salată de iarnă. Sigur că în anumite cazuri se ajunge și la tratament cu antibiotice și alte medicamente antivirale sau antifungice, după caz, dar chiar și așa, este bine să susținem și sistemul nostru imunitar cu vitamine, vitamina D ne poate ajuta, C-ul, vitamina C, zincul, complexul de B-uri, sigur și antioxidanți, ne poate ajuta foarte mult sistemul imunitar. Chiar eu personal, deci da, când aveam fetița mai mică și se întâmpla foarte rar, foarte rar să fac un pic de febră, cu hidrogen stabilizat, deci sunt niște pastiluțe. În 10 minute, mai puțin de 10 minute, scade febra. Deci, dacă dăm un alt antitermic, poate în 20 de minute, după care revine, dar acest hidrogen stabilizat are efect de hidratare foarte puternic, alcalinizare, crește sistemul imunitar, dă un boost de energie, practic încarcă și bateria energetică cu electroni, practic primește o armată bună în sistemul imunitar care să ne ajută rapid. Deci, în 10 minute, organismul primește un ajutor real. Haideți să vorbim și despre paraziți, care sunt alți intruși mai mari, unii chiar mai giganți, care de asemenea boicotează și strică foarte multe în organismul nostru. Iar ce este cel mai deranjant? Că acești paraziți, unii oameni au impresia că ei se hrănesc cu mâncare sau mai aud aberații de genul înghit chisturi de tenie ca să le mănânce mâncarea, ca să poată ei să mănânce oricât sau să-i slăbească. Nu există așa ceva, oameni buni. Nu există. Paraziții nu mănâncă mâncare. Ei sug sânge. Deci ei se înțeapă cu gura în vasele de sânge, în intestine, în organe, în țesuturi, oriunde sunt, ei se hrănesc cu sânge și țesut organic. Unde sunt? Că sunt multe de tipuri de paraziți, unii trăiesc în organe, gen ficat, pancreas, rinichi, alții în ochi, alții în creier, unii în intestine. Normal ar fi ca bariera colonului să nu o treacă. Deci normal ar fi ca ei să rămână în colon și să nu treacă de acea barieră. Dar sunt substanțe chimice prezente în viața noastră modernă și în special în parfumuri care dau la o parte acea barieră și îi permit să invadeze organismul. Și nu numai în parfumuri, bănuiesc că și în alte produse cosmetice. Deci ei practic au prilejul să invadeze întreg organismul. 100% fără paraziți nu prea stă omul, pentru că asta este natura. Și când vorbesc paraziți, vorbesc de acei intruși, nu vorbesc de flora bacteriană, aia benefică pentru noi. Deci nu vorbesc de viermi intestinali, de paraziți de toate felurile.
Deci, ei fac foarte mult rău organismului pentru că produc multe toxine. Fecalele lor este egal amoniac. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă apropiați. Eu am avut prilejul să simt acest lucru la mulți pacienți. Nu știu dacă v-ați apropiat vreodată de un om și să simțiți că miroase a ceva iute. Sau să aveți impresia că miroase așa alcoolic, dar știți că omul respectiv nu consumă alcool. Iar acela este mirosul de amoniac. Se simte așa un miros iute. Și de multe ori când omul începe un program de detoxifiere, de parazitare și terapii, uneori crește acel miros pentru că începe și elimină, după care se elimină complet. Și bineînțeles că și omul simte că în momentul când este în procesul de detoxifiere, de parazitare, vede ce elimină și mulți se sperie și nu vor să mai revină la stilul de viață anterior. Ce le favorizează lor dezvoltarea haotică? De asemenea, este stilul de viață, un mediu acid, cu consum de cafea, țigări, mult alcool, zaharuri, multe făinoase, astea lactate, astea le creează lor și în special laptele dulce. Astea le creează lor un mediu foarte favorabil de dezvoltare și de asemenea deficitul enzimatic. Dragii mei, chiar dacă considerăm noi că consumăm suficiente fructe și legume proaspete, multe sunt depozitate. Noi nu consumăm cum consumau bunicii noștri, strămoșii noștri care culegeau fructea, legumă din curte, din grădină și o consuma proaspătă. Noi o consumăm după N zile sau poate luni de depozitare și enzimele sunt mult mai reduse. 2. Pământul este mult mai sărac în nutrienți. Și, de asemenea, și fructele și legumele pe care noi le consumăm sunt mult mai sărace în fermenți și enzime, tocmai de aceea nu mai au aromă, nu mai au miros. De multe ori căutăm o fructă, un măr, o piersic, o roșie, să-i mai simțim aroma. Nu mai au. Rar când mai avem prilejul să simțim asta la fructele de sezon, dar nici la astea, eu sincer să fiu în vara asta, nu am găsit o roșie pe care să o consum cu plăcere, să mai simt acea aromă. Rar mai găsim, chiar nici localnici, nici țărani nu mai fac agricultura ecologică așa cum ne-am dorit noi să fie. Și atunci, cantitatea scăzută de enzime și fermenți din fructe și legume le favorizează lor dezvoltarea haotică. De ce? Pentru că enzimele îi digeră, îi descompun, îi fac în mucilage și îi digeră. Și nu digeră doar adulții, digeră și ouăle, chisturile și larvele din organism, pentru că paraziții au un proces de dezvoltare mai îndelungat. Ouăle care se transmit, hai să vorbim un pic și de unde luăm paraziții. Putem să-i luăm din mediul extern, din aer, încă omul modern nu binevoiește tot omul să iasă cu animăluțe de companie la plimbare și cu punguța după el. De multe ori excrementele rămân pe asfalturi, pe trotuare, le poartă vântul, ajung pe la nasul nostru. De asemenea, se pot transmite de la om la om, prin contactul fizic, contact de la om la om, la birouri, la școli, copiii sunt foarte, foarte parazitați. Igiena lor este așa cum este. De asemenea, se pot transmite din carnea proaspătă. Dragii mei, dacă aveți plăcerea să consumați mititei, carne proaspătă, pește proaspăt, la grătar, fript,
Genul ăsta, asigurați-vă că întotdeauna faceți cu carne congelată. De ce? Pentru că consumând în acest fel carne proaspătă, ea nu este bine pătrunsă, nu are cum. Este bine pătrunsă doar când este un grătar închis, poate și atinge o temperatură foarte înaltă de 200 de grade, sau dacă este la cuptor, sau bine fiartă, dar așa, un pic pe grătar rămân paraziții, ouăle, chisturile, deci rămân vii. Și atunci ajung în organism și se dezvoltă lejer. Deci, și în special tenia se transmite, dar și multe alte tipuri de parazitoze periculoase. Deci cel mai bine este să faceți cu carne congelată. Dacă este carne proaspătă, e bine să o preparați bine la cuptor sau fiartă. De asemenea, se pot transmite de pe fructe și legume proaspete, pentru că sunt foarte multe insecte, gârgărițe, musculițe, melci, păsări, găinați și alte animăluțe și insecte care pot lăsa urme pe fructe și legume. Acestea se îndepărtează doar dacă ținem fructele și legumele minim 15 minute în apă cu sare. Un pumn generos de sare grunjoasă într-un bol de apă, la așa ca de soare, nu foarte rece, dar nici foarte caldă. Dizolvăm bine sarea, punem fructele și legumele acolo și doar așa se dezlipesc ouăle de paraziți. Pe urmă le putem clăti și consuma sănătoși. Iar citricele este de preferat să le spălăm în apă cu oțet. Cam un pahar de oțet, 150-200 de mililitri de oțet, oțet de vin, oțet normal, într-un bol de apă, așa se îndepărtează nu doar ouăle de paraziți, dar și pesticidele cu care sunt stropite. Cum putem face deparazitare? Dragii mei, un program de deparazitare nu este unul de o pastilă puternică care să termine și ficatul bine și alte organe, luată o zi, două, mai luată peste o săptămână și s-a terminat deparazitarea. Paraziții și ei sunt inteligenți și nu mănâncă orice. În momentul în care se simt amenințați, intră în excitare, fac milioane de ouă ca să-și asigure generațiile viitoare, ouă care nu sunt nici de cum atinse de medicamentul alopat, foarte agresiv, pentru că ouăle au și chisturile au o cochilie care le protejează foarte bine și nu sunt atinse. Cel mult adulții, poate unii dintre ei, pot fi atinși de aceste medicamente agresive, după care parazitul, după ce și-a asigurat generațiile viitoare, se închistează, intră în hibernare și o lună de zile nu mai mănâncă absolut nimic. Trece peste el și mama tratamentului, după care revine liniștit la viață și mai vin și generațiile viitoare care fac invazie. Invazie. Am văzut multe persoane cu invazii de paraziți și pot declanșa foarte multe afecțiuni. Prima dintre ele este anemia, deficitul de fier, vertij, amețeli, dureri de cap, stări de vomă, grață, balonare. Primele simptome de toxicitate și parazitoză în organism este balonarea, tulburările de tranzit, ori diaree, ori constipație. Deci, dragii mei, n-avem cum să ne ferim. Eu țin cont de foarte multe lucruri și chiar și așa fac 3-4 de parazitări pe an cu fetița mea. De ce? Pentru că este școlar și n-ai cum să chizi copilul într-un glob de sticlă, se joacă, iese afară, pune mâna pe diverse, copiii sunt copii. Dar important este să știm să ne protejăm organismul și să nu permitem invaziile parazitare. Un tratament corect de
de parazitare începe printr-o pregătire înainte de detoxifiere. Practic începe cu hidratare, cu alcalinizare, cu enzime care să înceapă să-i slăbească pe toate părțile și să-i digeră și să lucreze pe toate generațiile lor de ouă, chisturi, larve și adulți. Și în ultimă fază vine și un produs pe bază de o combinație de plântuțe care atacă direct adultul, care se simte slăbit, să nu mai poată nici reproduce, nici deci este slăbit, digerat și eliminat. Procesul de dezvoltare al paraziților, vă spuneam că este de ouă, chisturi, larve. Ouăle din sânge ajung în ficat, acolo devin chisturi, chisturile într-un alt proces de dezvoltare se mută în plămâni, acolo au căldură, ventilație, produc mult mucus, expectorări, insuficiențe respiratorii. Toți copiii cu astm și cu viroze repetate sunt plini de paraziți și special de limbrici, care au plămânii încărcați cu chisturi parazitare, care produc multe mucozități. Toți copiii au și adulții au. Deci credeți-mă că nu știu dacă n-am întâlnit 10 persoane, 25.000 de pacienți în 15 ani care să-i găsesc fără paraziți. Și aceia făceau ceva în perioada aia sau aveau un stil de viață de să le găsesc prea puțin sau așa mai deloc, să văd că omul face ceva în sensul ăsta. În rest, toată lumea, N tipuri de paraziți. Deci, la unele persoane am găsit și 2-3 tipuri de teni și multe tipuri de limbrici și poate peste 10 specii de paraziți într-o singură persoană. Deci, cam asta e normalitatea, din păcate, dar asta e. După ce larvele ocluzează în plămâni și ajung la un alt stadiu, urcă pe traheie, sargardul pe esofag, se mută în tubul digestiv și acolo devin din nou maturi. Și așa continuă procesul lor de continuu de dezvoltare. Vă vorbeam de programul de pregătire. După minim 21 de zile, 30 de zile, în funcție de cum văd pacientul la evaluare, dau și perioada de pregătire și în funcție de ce tipuri de parazitoze, să-mi dau seama cât de rezistente sunt și cât de mult sunt și cât de acidă este situația în organismul lui. Deci dacă pH-ul este foarte scăzut, dacă are multă acidoză organică, atunci perioada de pregătire este una mai lungă pentru că îl va ajuta să ducă mult mai ușor și programul de detoxifiere. Când ouăle, chisturile, larvele de paraziți, chiar și adulții mor, ei se duc în sistemul limfatic, nu se duc direct pe tubul digestiv pentru că sunt în țesuturi, în organe, deci organismul le depozitează. După care este musai obligatoriu să se facă o perioadă de detoxifiere pentru curățarea întregului organism și mai ales a sistemului limfatic. Și atunci când organismul este regenerat, curățat, abia atunci putem veni cu refacere. Deci, dacă dăm orice supliment unei persoane căruia nu i-am făcut un program de detoxifiere, de parazitare, suntem ca meșterul Manole, adică ce clădim într-o zi se dermă peste noapte, pentru că este aceeași toxicitate, aceeași paraziți, aceeași condiții în organism. Degeaba vin eu cu un complex de multivitamine minerale care întărește. Știți care este mitul cu B12? B12 face paraziții giganți. Tocmai de aceea ei se dezvoltă atât de mult încât reușesc să declanșeze și cancer. Deci B12 nu declanșează în mod special vreo afecțiune, dar el favorizează dezvoltarea paraziților. Și tocmai de aceea este bine că abia după un detox de parazitare putem oferi omului și un complex de multivitamine și minerale.
abia într-o a treia etapă. Și bineînțeles, obligatoriu refacerea florei intestinale. Deci abia atunci putem reface și flora intestinală care este pe intestine curate, nu pe muzgă, plăci de fecale vechi. Sunt multe persoane care elimină pietricele și tot felul de chestii, de câlți, de păr, de tot felul de deșeuri care se adună în intestine. Deci este important să curățăm organismul nostru atât de toxine cât și de toți intrușii și abia atunci putem vorbi de un proces de autovindecare a organismului. Și, bineînțeles, complexul enzimatic este bine să-l avem în permanență în dieta noastră. Nu reușim să ne luăm atât de mult din fructele și legumele, mai ales cele din sezonul rece, dar un supliment enzimatic, minim o dată de două ori pe zi, este indicat pentru a susține organele noastre, dar mai ales pentru a nu permite intrușilor să se dezvolte haotic. Acum, haideți să vedem cu ce terapii putem veni în ajutorul organismului pentru a mai combate acești intruși. Practic, ce face terapia? Prin biorezonanță magnetică, transmite energie informată și practic distruge frecvența energetică pe care se dezvoltă agentul patogen respectiv. Fie că este virus, bacterie, ciupercă, chiar și parazit, practic le distruge câmpul energetic, le distruge aura, deci frecvența lor energetică o distruge și ajută mai eficient în tratamentul nostru. Acum, te rog, Damian, dacă poți să muți pe program. Să vedem ce terapii putem face. Ok. Una din terapiile foarte puternice sunt zapurile și, slavă Domnului, acum avem multe terapii, inclusiv avem și pe nou virus. Mai avem alte familii de virus. Aceste terapii durează 5 minute, nu le vom da acum, doar vă arăt ce puteți face. Aici mai avem terapie pentru Candida, aici mai avem pentru Ameoba, care este tot o formă parazitară. Mai avem aici Fluvirus. Deci zapurile sunt foarte bune și chiar se pot repeta. Aici mai avem un cocktail de terapie, deci 12 minute și lucrează 3 minute pe fiecare, dar se pot da și separat câte 5 minute pentru terapie pentru virus, paraziți, bacterii și fungi. De asemenea, ne poate ajuta tot aici în zap. Și n-am mouse-ul la mine. Și terapie pentru inflamații. Dar, de asemenea, foarte important pentru refacerea florei intestinale, deci balans of bioflora. Deci este foarte... foarte bună. Alte terapii pe care le putem face.
Team and biofeedback. Aici mai avem terapii de refacerea florii intestinale. De asemenea, creșterea sistemului imunitar este foarte importantă. Deci ne ajută în tratamentul nostru. Deci avem mai mici imun sistem. De asemenea, larg intestin, creșterea deci energetică și ajutorul în sistemul imunitar. De asemenea, pe plămâni ajută pentru că paraziții am discutat că trec și prin pentru intestinul subțire. Pe ficat, pentru că sunt paraziți Giardia și mulți alții și fasciola trăiesc și în ficat, chiar și ameba, și în pancreas. Deci este bine să ajutăm organele cu energie pentru a face față mult mai bine la eliminarea paraziților, pe inflamații, relieve inflammation, chiar și pe splină, stomac, deci putem lucra pe organele interne pentru că ajute la acest proces. Alte terapii pe care le putem face. În spinal mai avem niște terapii și aici putem face curățarea sistemului limfatic. Aici mai avem harta organelor interne. Aici dăm terapii from button and top balance și durează câteva secunde. Și de asemenea aici în time therapy mai avem foarte multe terapii pe care putem lucra. Avem și aici din nou curățarea sistemului limfatic, pe ficat, mucoasa membranară, deci ajută foarte mult, pe sistemul digestiv, sistemul imunitar, chiar și pe creier, dacă avem intru și acolo. Îndeosebi sunt transmiși de la câini. Câinii nevaccinați și nedeparazitați periodic. Dragii mei, și dacă aveți pești în acvariu și eu transmit paraziți. Nu mai vorbesc de păsări și alte animăluțe, dragi, câini, pisicuțe, deci deparazitați-vă animăluțele de casă periodic. Singura persoană pe care am întâlnit-o și nu avea paraziți de la câini și avea mulți în casă, îi deparazita la o lună și jumătate. Pentru că nu atingea acel ciclu de 40 de zile, 120 de zile de regenerarea lor. Dar la minim 3 luni obligatoriu trebuie să îi deparazitați. Pentru că animalul este predispus la anumite parazitoze, omul este predispus la alte parazitoze. Și animalul poate muri de la paraziți luați de la om și omul poate muri de la paraziți luați de la animal. Pentru că fiecare trebuie să trăiască în habitatul lui. Am un modern adoptat și
animăluțe în preajma lui, sunt dragi, sunt minunate, dar este bine să le îngrijim corect, pentru că este bine și pentru sănătatea lor și lor le pot provoca multe probleme de sănătate, paraziții, dar îi pot, din nefericire, transmite și la om. Pe pancreas mai putem lucra chiar și pe rinichi, pe plămâni, din nou avem o terapie foarte bună aici. Și mai e ceva aici foarte important. Ia să vedem unde este. De asemenea, este important să facem și detoxifiere. Deci putem porni din organodermal. Aici putem scrie ca să eliminăm din toate structurile noastre celule, ADN, RN, suturi. Sânge, sistem limfatic, creier și piele. Dăm continuu. Treat top 5. Dăm aici close, după care dăm stimul detox. Asta în cazul în care facem doar detoxifiere simplă, fără eliminare de alte substanțe, pentru a ajuta organismul nostru să se curețe. O hidratare foarte bună cu apă de calitate, apă bialcalină, poate ajuta organismul nostru în permanență să-și mențină toți parametrii ridicați. Și în special sistemul imunitar, pH-ul, de să fie unul alcalin. De ce? Pentru că toți agenții patogeni se dezvoltă într-un mediu pH acid. Deci acidoza și toxicitatea este Disney-le pentru ei. Cu cât organismul nostru este mai curat, mai alcalin, cu atât mediul lor prielnic de dezvoltare nu este prielnic. Pentru că sunt distruși din fașă, chiar dacă îi luăm prin diverse forme, ei sunt complet digerați în stomac, practic ei nu ar trebui să treacă de bariera stomacului. Ei nu ar trebui să treacă de digestie. Dacă am avea o digestie sănătoasă, cu suficiente enzime și un stomac sănătos care să digere tot. De asemenea, e important ca minim 50 de minute după masă să nu consumăm lichide,
pentru că perturbăm nivelul enzimatic și digestia. Dereglăm acidul din stomac care trebuie să mențină și să ardă tot. Deci de bariera stomacului nu ar trebui să treacă nicio bacterie, nicio ciupercă, nici un parazit, ei ar trebui să fie distruși de acolo. Dar omul mai consumă apa ar trebui consumată jumătate de oră înainte de masă ca să pregătească organele să aibă cu ce se secrete enzime, nu în timpul mesei, nu imediat după masă. Deci 50 de minute, o oră după masă, abia atunci putem consuma apă. Sau alte lichide. O altă terapie bună pe care o putem face să ne ajute în deparazitare deci în nutrition, aici putem lucra pe enzime, deci pentru a stimula nivelul enzimatic. Pe general digestion, aici putem da minim 3 minute și dăm nutrients balance. Mai putem lucra în enzime intestinale. Aici ne cere să lucrăm îndeosebi pentru stimularea colecistului. Dragii mei, colecistul are un rol foarte important în digestie. După ce chimul, mâncarea digerată, trece din stomac în intestină subțire, are timp 4 minute, nu mai mult, ca să aducă pH-ul de la 2,5 cât este în stomac la 7,4. Și atunci pancreasul, dacă este unul sănătos, secretă suficient bicarbonat de sodiu, colecistul secretă suficientă bilă care are pH 11 pentru creșterea alcalinității în intestin, pentru că nu, dacă ar sta mai mult de 4 minute, ar eroda intestinele. Și atunci, dacă organele nu ajută, colecistul este unul leneș și blocat. Pancreasul este unul obosit de multe consumuri de zaharuri și cafea, atunci excesul de acid care rămâne, organismul îl împroșcă uniform sau cum poate el în tot organismul, în toate organele, în toate celulele și atunci un pic de acid peste tot nu are omul, dar supraviețuiește, dar măcar își continuă viața. Și așa un pic de acidoză azi, un pic mâine, se acumulează. Deci colecistul este foarte important să funcționeze normal, să avem o digestie sănătoasă. Sunt destule metode pentru curățarea colecistului sau cu suport de enzime. Suportul de enzime. Știți că sunt paraziții lucrează în echipă? Deci eu am fost șocată să văd paraziți limbrici pe căile biliare. Adică sunt unii care se duc și blochează conducta ca să nu-i mai digere pe ștealați. Interesant. Interesante animaluțe. Lucrează în echipă. Și mai putem lucra aici chiar și pe creșterea tuturor enzimelor. Uite, aici increase all enzyme production. Deci puteți da câteva click-uri, deci puteți repeta terapia și ajută foarte mult la echilibrarea organelor, la creșterea nivelului enzimatic. De asemenea, mai puteți lucra aici pe stimularea vitaminelor, care ajută sistemul imunitar, vitamina C, D, E, coenzima, Q10, B-urile,
chiar și vitamina A. Și de asemenea mai avem niște terapii foarte puternice. Sunt cele mai puternice din tot programul, un Orgon Generator. Time Therapy. Aici putem da maxim. Da, maxim în partea asta altă. Aici putem da minim 3 minute. Și aici avem antiinflamator pe sistemul digestiv. Este o terapie foarte bună. Metabolic repair, creșterea sistemului imunitar. Chiar și relaxarea este bună. Și creșterea oxigenării. Deci chiar și astea pot ajuta. Deci cam atât. Poate ar mai fi și alte terapii, dar nu acum, dar în mare parte cam asta putem face. Trebuie să ne ajutăm foarte mult de stilul de viață, de hidratare și să nu uităm că trebuie să mai curățăm organismul. Damian, te rog să revenim la ecran. Dragii mei, am avut să vă transmit pentru astăzi. Dacă sunteți interesați de programele cu care eu lucrez de 14 ani și am rezultate extraordinare, cu mare drag vă pot oferi informații. Pentru că ca și voi, probabil că ați încercat, eu am încercat tot ce se poate pe piață, pentru că înainte de a începe să lucrez cu biorezonanță magnetică, eu încă cel puțin 6 sau mai mulți ani am lucrat ca și consultant în nutriție, făceam scheme de tratament pentru diverse afecțiuni și am testat multe produse de pe piață, multe companii și când am cunoscut-o pe aceasta am zis, wow, asta era ce aveam eu nevoie. Și mă bucur că există. Mă bucur că există pentru că produse de un fel, plantuțe, au foarte multe companii, dar niște scheme de tratament complexe care să lucreze și să ajute într-adevăr organismul puțin au sau poate una singură. Dacă aveți întrebări, puteți să înscrieți și răspundem cât mai avem timp. Dacă nu, puteți să-mi scrieți și pe WhatsApp, dacă doriți alte detalii, pe 0726. Haideți că o să scriu aici. 0726 și vă pot oferi mai multe detalii. Deci dacă doriți, mă puteți contacta pe numărul de telefon și vă pot oferi mai multe detalii despre tratamente, dacă doriți. Sau poate mulți sunt fericiți cu ceea ce lucrează și este minunat și așa, fiecare dintre noi ne face misiunea așa cum credem noi mai bine. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dragii mei. Ne revedem de la data viitoare, ne vedem curând. Vă urez toate cele bune! Cu mare drag! Dragii mei, seara liniștită și vouă!